și bine v-am regăsit la un nou tutorial de make-up. După cum bine vedeți, am făcut acest splendid make-up, Foxy Eyes. Sunt sigură că l-adorați, sunt sigură că l-așteptați de mult, pentru că mi-ați menționat asta de foarte multe ori. Bineînțeles, știți că este un make-up în trend, este un make-up atât de natural, atât de frumos, cât și de seară și de ocazii. Am văzut și mirese care doresc același lucru. Deci, ce să zic, este foarte portabil cât de zi și de seară. Poți face acest make-up și să-l porți toată ziua și seara să mergi la o ocazie. Deci, este potrivit pentru tine, draga mea, așa că rămâi aici. Dacă vrei să vezi într-adevăr cum se realizează acest minunat make-up, fața mea nu vă spune nimic? Nu? Nu vedeți nimic? Nu, vă spun eu. Clar că nu vedeți nimic. Și cine să-mi răspundă hello? Glumesc! Dragele mele, sunt foarte fericită pentru că astăzi kitul meu, studioul meu sau mă rog, nu știu cum să le numesc, s-a mărit cu încă un membru. Un membru foarte, foarte, foarte dorit, de mult așteptat. Și o să vă explic mai despre ce este vorba. Urmează ziua mea de naștere în câteva zile și partenerul meu s-a gândit să-mi facă o surpriză și anume să-mi cumpere un set de pensuli profesionale de la Zoeva. Un set de pensuli superb pe care mi l-am dorit de foarte mult timp și iată-te că a ajuns la mine. Pe această cale țin să-i mulțumesc foarte mult. Atunci când eu am fost fericit, a fost și el fericit și m-a susținut cu tot ce a putut și pentru asta îi mulțumesc și el știe că îl... Gata, dragile mele, cu sentimentele și atât de multe emoții, haideți să vă arăt setul de pensuri pentru că sunt foarte, foarte entuziasmată. Ta-da! Spune și voi că nu este super. Eu nu mai pot de el. Vă spun sincer, nu mai pot de el. Dragile mele, deci este un set de pensuri superb, complet, profesional, ușor de manevrat, o textură superbă. Ce să mai zic? Cu toate știți, pensurile de la Zoeva au o bună calitate. Și de astăzi, în toate tutorialele mele, vom incorpora aceste pensuri și vă voi spune, bineînțeles, numărul pensulei pe care îl folosesc și unde îl folosesc, dar de asemenea îl voi arăta și la cameră pentru cele care nu au acest tip de pensule, ca să știe și ele cum și ce să aplice. Așadar, dragile mele, dacă sunteți foarte curioase să vedeți într-adevăr cum am realizat eu această minune, rămâneți aici. Eu nu mă pot opri din fericire. Mă credeți? Bine, știți că acum că nu-mi răspunde nimeni, nu? Am impresia că vorbesc singură. Glumesc. Normal că vorbesc singură, nu? Rămâneți aici în continuare. Nu, relaxați-vă și haideți la treabă. Nu pleca nicăieri că urmează... Așadar, dragele mele, vă spun pe repede înainte ce am aplicat eu pe ten până în prezent. Astăzi tenul meu este foarte deshidratat, foarte uscat și din acest motiv am ales să folosesc un primer de la MAC pe bază de ulei și, bineînțeles, scrubul de la MAC cu putere de hidratare și care oferă un glow minunat al tenului. Pe buze am folosit un lip gloss de la Morphe pentru hidratarea buzelor. Mi-am conturat sprâncenele cu creionul de la Morphe. O să vi-l arăt. Este un creion foarte accesibil, foarte bun, vi-l recomand cu cea mai mare încredere. Așadar, dragii mei, astăzi avem de realizat un superb tutorial împreună, așa că sunt foarte nerăbdătoare să-l realizez aici cu voi. Stați cu ochii pe mine și pe pașii pe care eu îi voi aplica, pentru că sunt foarte importanți, veți învăța trucuri și, credeți-mă, este un look foarte ușor de realizat, dar foarte, foarte, foarte superb la sfârșit. Așa că să începem prin aplicarea unor benzi. Dacă nu aveți benzi, puteți folosi scotch sau ce aveți voi la îndemână. Vom aplica o bază de ochi cu care ne vom ajuta și la conturarea sprâncenei și vom coborî, bineînțeles, jos pe ploapa mobilă. O vom defini foarte bine, o vom difuza foarte bine și, bineînțeles, ne vom ajuta și de un burețel la sfârșit, dar până atunci vom folosi pensula 237 de la Zoeva. Vom trece la paleta de culori. Eu astăzi voi folosi paleta de la Anastasia și mai exact nuanța deschisă din colț, nuanța de maro deschis de aici, maroul închis și negru. Voi folosi 228, o pensulă de blending, prin mișcări de tapotare și blending, o nuanță albă pentru a fixa mai bine
baza. Vom reveni la nuanța de maro de aici. La jumătatea ochiului, spre colțul sprâncenei, prin mișcări înainte-înapoi, înainte-înapoi. Încercăm să menținem această linie, nu urcăm mai sus, nu coborâm mai jos. Vom aplica foarte repede în colțul sprâncenei și în colțul intern un highlighter. Eu voi folosi pensula 226 de la Zoeva și paleta de highlighting de la Morphe. Trece la a doua nuanță de maro și anume cea din colț. O nuanță de maro închis. O vom aplica la baza genelor și ușor spre colțul exterior, dar nu urcăm mai sus de nuanța de maro deja aplicată, pentru că vrem să avem o trecere ombre cât mai bine definită și cât mai naturală, de aceea mergem ușor prin trepte de deschidere. Voi folosi aceeași pensulă de blending. După ce și cea de-a doua nuanță de maro a fost aplicată foarte bine și blendată, vom merge la nuanța de negru din paleta Anastasia Eu Aleg. Voi alegeți din ceea ce aveți voi. Mă voi folosi, bineînțeles, de o pensulă foarte ascuțită, o pensulă pentru detalii 317 de la Zoeva. Cu această nuanță de negru vom merge doar într-o linie foarte subțire la baza genelor și ușor spre codiță. Cu aceeași pensulă de blending de maro, cea pe care am folosit anterior, vom trece ușor peste acel negru și o vom blenda înainte-înapoi, înainte-înapoi. După ce ne asigurăm că am terminat și acest detaliu, vom da benzile jos. După ce am dat benzile jos, vom reveni la aceeași pensulă triunghi 317 de la Zoeva, nuanța de fard negru și vom prelungi colțul intern al ochiului, o linie foarte, foarte fină și la baza genelor. Vom trece la aplicarea mascarei. Bineînțeles, am stat și m-am uitat la vlogurile anterioare și m-am gândit, Doamne, fetele astea o să creadă că eu chiar nu am bani de rimel. Vă spun sincer, o să fac un vlog special cu toate produsele pe care le am în acest studio și vă spun sincer că sunt foarte multe, doar că din obișnuință iau aceleași tipuri de produse cu care eu sunt obișnuită, bla 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 bla, știți, veterana din mine, mă scuzați. O să încerc să incorporez pe parcurs ce produse pot, cât pot, dar promit că o să vă fac și acest vlog, pentru că multe din voi mi-ați cerut să vă arăt produsele mele și urmează și acel episod. Stați cu ochii aici pe canal. Deci, revenim la aplicarea mascarei. Pe linia apei vom aplica un creion. Eu voi folosi un creion maro de la Rimmel London 003 și are și foarte puțin SIDEV, deci ne va ajuta foarte mult la lucrul nostru de astăzi. Cu cele două nuanțe de maro din paleta anterioară vom aplica pe ploapa inferioară a ochiului cu o pensulă 230 de la Zoeva, stil pencil, foarte, foarte ascuțite, dar ușor de blending. Vom trece foarte, foarte repejor la aplicarea genelor. Astăzi voi folosi genele de la Ardell. O să încerc să incorporez ce mai am pe aici prin studio. Of, Doamne, să încerc să nu mai folosesc aceleași produse în fiecare vlog. Mă voi folosi de o pensetă specială de gene și voi folosi lipiciul Duo, bineînțeles. După ce machiajul ochilor a fost realizat cu succes, vom trece la aplicarea fondului de ten. Astăzi voi folosi fondul de ten de la Beauty Blender, voi mixa cele două nuanțe și vedem ce iese la sfârșit. Sunt foarte încântată de acest produs și vă spun și de ce. Are o acoperire medie, nu încarcă tenul și pot să spun că se încadrează într-unul din top fonduri de ten din gama mea de produse. Și voi aplica, bineînțeles, cu un burețel de la Beauty Blender fondul de ten. Voi puteți aplica și cu pensula, cum vă este vouă în confortul vostru. Vom trece la conturingul feței, unde voi folosi concealer de la MAC în nuanța NC15 și stick-ul de la NYX Contouring, dar voi folosi doar partea maro.
Ca și pensulele de aplicare concealer, voi folosi aceeași pensulă care am folosit-o la baza ochilor, 237 de la Zoeva. Și cu un burețel vom trece foarte repede și vom blenda contouring-ul. După ce contouring-ul feței a fost aplicat, blendat, vom trece la setarea cu o pudră. RCMA vă recomand, această pudră este deosebită. Voi aplica cu pensula 106 de la Zoeva. Cu o pensulă mică 227 de blending vom aplica pudră sub ochi. Vom trece repejor și la aplicarea unei pudre bronzer sau ce aveți voi. Eu voi folosi pudra de la Flor Mar cu aceeași pensulă de aplicare pudră. Vom trece foarte, foarte repede la aplicarea unui highlighter. Eu voi folosi pe cel de la Sleek, mai exact cele două nuanțe combinate, pensulele de la Zoeva 105 de highlighter. Și voi aplica și un blush de la Morphe, mai exact nuanța din mijloc, și mă voi folosi de pensula 127 de la Zoeva. Și vom trece repejor la conturul buzelor. Folosi un creion de la MAC de nuanță închisă și un lip gloss mat. Pentru un volum mult mai mare al buzelor, încercați să creați schema pe care o voi crea eu imediat. Și voilà, dragele mele, uitați ce look minunat mi-a ieșit mie din doar 3 culori aplicate la ochi. Make-up-ul nostru de astăzi, Foxy Eyes, sper că v-a plăcut, sper să-l puneți în practică. Sunt sigură că e un look pe care multe din voi vi l-ați dorit să-l vedeți pas cu pas și foarte bine explicat. Dar, dragele mele, aici închei tutorialul de astăzi și ce să zic, baftă la crearea acestui minunat look. Nu în ultimul rând, dacă nu ai făcut-o deja, nu uita să dai subscribe canalului meu de YouTube, să apeși clopoțelul pentru a fi notificat și, bineînțeles, ședința foto o vei găsi pe pagina mea de socializare. Nu uita că lunea și joia te așteaptă episoade noi. Vă super pupăcesc, dragele mele, și abia aștept să ne revedem curând la următorul tutorial de make-up.